Prieteni, salutare! Azi discutăm despre un subiect destul de interesant, nu va fi tehnic, nu discutăm despre social media, mai bine zis, nu discutăm despre social media în contextul promovării online, pixel, audiențe, toate acestea pentru alte desi cu alte ocazii. Astăzi vreau să vă invit la o discuție despre ce se întâmplă și încotro mergem, care este impactul acelor factori economici din care suferă zeci de afaceri, care este impactul asupra angajaților care au lucrat în domeniul social media, specialiștilor, ce este cu piața de social media. Vreau să vă povestesc gândurile mele și să vă întreb pe voi, iar în comentarii, să ne dați un feedback. Începând cu luna martie, foarte multe companii au început să facă mișcări active în domeniul de social media, și ce înseamnă că foarte multe companii au început să facă promovări mai mult, altele au încetat să facă promovări. Avem două tabere, cineva nu crede în social media sau nu poate să existe în partea de online, și o tabără care la fel se împarte în două, cei care niciodată n-au făcut ce au început și cei care știu că asta lucrează și au continuat și au dat un pushing mai mare. Azi ca niciodată avem nevoie de social media manager. Azi ca niciodată și de azi încolo, următoarele, cred eu, 6 luni de zile, dacă suntem luna aprilie până în septembrie minim, noi vom fi în mediul online mult mai activ. Când zic de noi, mă refer la afacerile care activează în Republica Moldova minim. Ceea ce înseamnă că angajații acestor afaceri, la fel, dacă nu vor sta acasă la întoarcere în oficiu pe luna iunie, oricând, sperăm cât mai curând, vor trebui să migreze la anumite skill-uri de digital comunicare. Asta înseamnă că tu, ca antreprenor, posibil nu vei avea posibilitatea să angajezi o companie și vei solicita servicii de freelance, ori invers, va trebui singur să faci toate aceste lucruri. Momentul important este că social media astăzi, pe lângă faptul că este un cost sau un instrument care oferă un cost minim, social media azi este practic unica sursă de comunicare pentru majoritatea din noi. De aceea vreau să te provoc să înveți. Vreau să te provoc să stai acasă și să înveți acasă social media. Să înveți tot ce înseamnă Facebook, Instagram, Google, copywriting, YouTube, blogging, tot ce înseamnă comunicarea cu online. Republica Moldova trece printr-o perioadă de migrare și printr-o perioadă în care următorii 3-5 ani de zile școlile online, webinarele, online conferințele vor fi tot mai populare. Și noi suntem tot mai lenoși să ieșim afară, respectiv suntem ok, pe de o parte să dăm 10 euro și să ne liniștim că facem cursul, pe de altă parte sunt cei care nu au timp, respectiv partea de online este un instrument extraordinar. De aceea, stând așa liniștit și frumos în fața mea, iar eu în fața ta, vreau să te îndemn să înveți. E o perioadă favorabilă, extraordinară, în care putem și trebuie să învățăm. Costurile de publicitate încă sunt medii, iar ele vor crește, vor reveni la normal. Este o mare necesitate de oameni care se percep la targetarea publicității, pentru că partea de content presupune că puține companii au resurse să facă production, să facă postări calitative, să facă engagement, ceea ce ar fi bine, e ok, dar nu toți avem resurse. Însă acei 100 de euro, 50 de euro să-i setezi corect publicitatea, tot mai multe și mai multe companii au nevoie de asta. Tot mai multe companii au nevoie să creezi stories-uri, să faci montaj minim în telefon, să faci o postare, un boost post în Instagram, deci tot mai multe companii solicită aceste servicii. De aceea tu, dacă ești în fața mea și îți place domeniul social media, te provoc să înveți social media. Acestea fiind spuse, pe o scurtă linie vreau să vă spun că următoarea jumătate de ani de zile, cred eu, bănuiesc, ne așteaptă o combinație extraordinară de afacerea cu online-ul, de comunicarea cu online-ul, de învățarea cu online-ul. Noi și online-ul vom fi prieteni buni în continuare. Succes la toți! Baftă! Ne auzim, ne vedem curând!